Da, eu atâta interes am, alegerile. Doamne, așa îmi place. Dacă mi-e Oleg Brega, am și sală mare. Da, ce matale, sală mare îți trebuie? Da, dar nu, că venim în sală mică. Da, dar sala avea să fie ocupată oricum la mine. Da, vezi, ce mă fac, nu-i problemă. Da. Așa, pentru... Da, curaj TV. Pentru protocol, da. Persoane cu dizabilități. Eu mă numesc Dorian Stati, receptor al sectorului Ciocana. Da, mă auzit că sunteți de un an de zile, am înțeles. Așa mi-a spus. Am nici 3 săptămâni. Da. Domnul Burlac Viorel și șef secția juridică și doamna Silvia Buțu, specialist principal în cadrul secției social-economice. Deci, la 8 decembrie 2018, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Republicii Moldova a emis o ordine numărul 1434 cu privire la aprobarea modelilor actelor pentru implementarea activităților de interes comunitar. Oamenii care beneficiază de ajutor social, inclusiv și doamna Elena care beneficia de ajutor social și sunt încadrați în oficiu forțe de muncă, sunt la evidență la oficiu forțe de muncă, trebuie să execute activități de interes comunitar. În dependență de suma ajutorului social lunar, sunt orele care din ei trebuie să le execute în fiecare lună. În fiecare lună noi avem demers de la Direcția de Asistență Socială, în fiecare lună, unde ni se dă lista la persoanele care trebuie să execute aceste activități de interes comunitar și numărul de ore. La doamna Elena, luna precedentă a fost 7 ore de activități de interes comunitar. Doamna Elena a fost invitată la operatora sectorului Ciocana să execute aceste 7 ore. S-a propus mai multe locații de muncă. Doamna Elena a scris o declarație. Eu, Chesar Elena, fizic nu pot executa activități de interes comunitar. Feciorul Chesar Constantin Iurii este persoană cu dizabilitate, boli mentale, grupa a doua, pe viață și necesită în permanență supraveghere. Asta este a dumneavoastră declarație. Și v-am spus că în aprilie el a stat în spital și o lună de zile, zi la zi, asta este fixat la spitalul de psihiatrie, că eu în fiecare zi mă ducem și facem, adică ducem mâncare, ducem schimburi, adică trebuie să-l speli, să-l schimbi. Asta e o lună de zile. În afară de asta, având persoană cu dizabilitate, tot asta eu v-am spus, având persoană cu dizabilitate, eu în fiecare zi fac niște lucrări acasă, care eu le fac, ca mamă, eu știu. Și adică trebuie pretura, fiindcă dumneavoastră m-ați spus, dus în eroare, a zis că asistența socială nu achită. Eu am scris scrisoare, eu n-am adus scrisoarea, că nu are nevoie, dar în scrisoare este scris clar că eu întrebarea dat trebuie să o rezolv numai cu pretura. Fiindcă pretura are comisie, la comisie se decide. Adică, dați dumneavoastră la asistența socială informații că să ne ajute mai departe? Bine, nu, nu. Și este proces verbal. Așa ne-a scris ministerul. Și de atâta eu am mit la dumneavoastră la pretur. Da. Eu de săptămâna trecută v-am sunat și v-am spus. Eu vă răspund o întrebare. Nu, eu să-mi termin gândul, nu m-am curcat. Eu v-am sunat și pe dumneavoastră, adică v-am dat de înțeles, dați, hotărâm întrebarea. Fiindcă trebuie să luați în evidență că eu v-am spus și vă mai repet, mie personal nu-mi dați nicio copeică. Asta puteți controlați, că este arătat, că eu bani de la voi nu am primit, cât am fost la birja mucea asta, nu iau, s-a făcut legea nouă, acordul ăsta din luna 12-18. Și eu v-am spus că mie personal nu-mi trebuiește nimic. Dar ce se referă la persoana cu dizabilitate care este înscrisă la mine în apartament și care eu am cheltuieli cu persoana dată, vă rog frumos să-i dați și lui scuvine. Fiindcă mie mi-a spus asistența socială că doamna Elena și este scris clar că când vine iarna, noi n-a să avem ajutor pentru încălzire. Și eu acum nu vreau banii ăștia care mi-ați dat mie. Și eu ce scuză? Nu, dați-mi voi să termin. Nu m-am încurcat, vă rog frumos. Dați-mi spun gândul până la capăt. Eu nu cer, încă o dată, vă spun, pentru mine, personal, eu nu mă duc la lucru, 100% nu mă duc, fiindcă eu am tot drept să nu mă duc, eu am alte chestii de rezolvat cu persoana cu dizabilitate. Nu-mi trebuie banii voștri, dar și ea lui, dați-i lui.
asta este problema și eu cer ca pretura ciocana, când merge comisia, să aibă în vedere chestia asta. Eu nu cer bani. Pentru mine nu vreau nimic. Ori înseamnă că statul, pretura ciocana, că el stă și încă la rând, la voi, la, asta, la apartament, eu scot de la mine, de la evidență, și poftim, aveți grijă de el. Și atunci eu mă duc și vă fac, vă execut lucrări pentru comunitate, mă duc și mă angajez normal la lucru, să mă duc la lucru, să nu stau și să mă gândesc. Cum de la asistența socială, nu de la asistența socială, de la Birja Muncii, îmi spune, doamna Elena, dar nu retrăiesc, el n-a să mai stai în spital. Dar cum poți tu spui că el n-a să stai la spital dacă el are invaliditate de grupa 2 cu probleme mentale? Mentale și gata. Bă, asta e boală, e mai ceva, că mai bine era invalid cu mână ruptă, picior rupt, cel al așezam în pat, stătea în pat și gata. Dar aici e cu boli mentale. E clar că cine nu are persoană cu boli mentale, el nu are poniate și înseamnă asta. Că el în ordinul acela din decembrie este scris. Și scris femeile gravide, femeile cu copii, nu știu ce mai este, dar punctul cu persoane cu dizabilități în lege nu-i. Fiindcă care a făcut legea, care a făcut legea, el nu are idee și înseamnă să ai persoană cu dizabilități. Oamenii care fac legi trebuie să aibă în vedere că sunt persoane cu dizabilități și ei trăiesc împreună cu persoane normale care cu timpul stau nenormale ca mine. Doamna Chetă. Sunteți de acord? Noi v-am ascultat, acum da. Îmi permiți eu să vorbesc. Bine? Dar, nu, dumneavoastră ați... Nu, noi eu vreau să înțeleg. Dumneavoastră ați auzit ce vreau eu. Dacă dumneavoastră nu vreți să-mi turnați apă, nu înturnați apă. Eu am ieșit și eu numai dacă una așa. Dacă permiteți, vreți... Dați-mi răspuns în scris, fiindcă ministerul m-a trimis la voi. Primiți răspuns în scris, neapărat. Da. Eu vreau să și vă spun eu mă duc la minister mai departe. Eu vreau să vă spun că dumneavoastră, în primul rând, noi nu suntem legislativi ca să facem legi. Dumneavoastră veniți cu învinuiri față de noi că noi facem legile. Incorrect. Nu noi facem legile. Eu nu v-am zis legislativul. Pentru voi, dar pentru legea așa e care... Da, dumneavoastră vă adresați acum la noi. Noi nu suntem legislativi, că noi nu facem legi. Legile le fac legislatorii. Respectiv acolo. Ministerul ne-a spus, da, pretura la comisie, rog, trebuie să decidă dacă eu am persoană cu dizabilitate. Am ministru foamne. Dumneavoastră, permiteți, vă rog, să vorbesc. Și din acest motiv, dumneavoastră nu puteți să ne vinuiți pe noi. Noi ne conducem strict de legislație. Respectiv, în legislație este scris că dacă persoana cu dizabilități de gradul 2 nu necesită ajutor, să aibă ajutor permanent. Asta e legislația. Noi ne conducem strict de lege. Asta dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Eu nu vreau să și noi nu avem, noi nu avem alte ședințe din situații și noi nu facem devieri de la legislație. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Pur omenește... E de înțeles, dar pur legislativ, noi, și trebuie să recunoașteți pretura, că eu am... Pretura se conduce noi nu lucrăm pe emoții, noi lucrăm cu formă legislație. Ok, eu am fost la minister și eu le-am spus, schimbați legea. Eu le-am rugat, am înscris, este înscris. Și ei m-au trimis la voi. Înseamnă că voi scrieți scrisoare către minister și spuneți schimbi, să introducă... Că ca atare săptămâna trecută a fost scris în Facebook. Cum că dacă, trimat în o secundă, dumneavoastră să nu mă încurcați, vă rog frumos. Nu vorbește numai, cât da, eu vorbesc, fiindcă eu am venit. Eu am venit, nu voi la mine, eu am venit la voi și eu vă spun și ei și știu eu. Că eu nu îmblu pe drumuri, pentru și îmblu pe drumuri. Eu vă rog frumos, pretura, adresați-vă către minister, că eu m-am adresat, dar eu sunt persoană fizică care nu am drepturi, și spuneți-le, schimbi punctul și la unde este scris, care mamă cu copii, și să introducă punctul cu dizabilități. Dacă ministerul a socoat că nu-i corect, nicio problemă. Eu cer pretura prin intermediul dumneavoastră, adresați-vă către minister să introducă punctul ca persoanele care trebuie să facă lucrări pentru comunitate, având la acasă o persoană cu dizabilități, să nu facă lucrările astea. Acolo este, ordinul este, da? Apoi, eu vă rog frumos, până în pământ, eu am făcut lucrul ăsta, ministerul nu m-a auzit, ei ne-a dat răspuns, am o pretură, luați și vă adresați către minister, să introducă punctul cu persoanelor cu dizabilități. Doamna Chiesa. Cine are noi... la întreține persoane cu dizabilități să nu se ducă să facă lucrări.
doamna Buzun. Asta e poftim, asta tot. Conform competențelor, desigur, conform competențelor, pretura are dreptul să propună careva modificări. Asta e scris în Facebook, eu am citit. Mai departe, da. Are dreptul. Respectiv, noi acum invităm doamna din secția administrației publică, care este competentă de acest fapt, fiindcă ei tot timpul discută problemele care se întâmplă în procesul de chiar și de social și economic și alte domenii, și noi o să facem acest lucru cu șuzvin doamna și da, și o să documentez. Da, 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 da. Și noi o să facem o interpelare, adică o trimitere la organele, da, adică dumnei ca specialist mi cunoaște mai bine unde se poate de făcut solicitările acestea și noi vom face. Dar oricum, noi rămânem la situația noastră. Noi acum discutăm, da. Da, da, să durează. Lasă-mi durez, până la iarnă, da. Stați-o pic, vă lămuriesc, da. Tehnic, da. Inițiativă, chiar dacă noi facem solicitarea la Ministerul, da, Sănătății, mm-hmm, îi fac un demers către guvern, dar la Cancelarea de Stat, aparat de lucru a Guvernului, și ei trebuie să elaboreze un proiect de lege privind modificarea și completarea legii de bază cu ajutor social și să fie modificat odată și regulamentul cu privire la modul stabilirii și plată ajutor social. Înțelegeți? Domnul, asta durează. Iată. Domnul Viorel, eu sunt așteptare. Eu nu mor de foame. Nu, dar nu trebuie să executăm norma legală care e la momentul. Nu putem suspende. Eu v-am rugat frumos și clar. Vă rog frumos, faceți o interpelare, adresați-vă la minister. Eu m-am adresat, ei nu m-au auzit. Adresați-vă dumneavoastră, fiindcă așa eu am primit răspuns. Toate întrebările trebuie să le rezolv la pretura ciocană. De atâta eu vă rog frumos, până lăsați pe mâini. Nu, eu nu las emoțiile, omule, că eu trăiesc cu o persoană cu dizabilități. Eu sunt cu persoane cu dizabilități mentale. Eu tot sunt bolnavă, fiindcă voi pe mine mă atușeți la starea dată. La voi sunt documente, că eu am fost până în 17, eu am fost tutelă. Și eu tot timpul am fost învinuită, că mi-a dat tutelă, că eu am avut interes. Cu toate că n-am avut niciun interes, n-am primit niciun ban. Și eu acum nu fac tutelă și n-am să fac. Că și-a avut tutelă, eu n-ajungem acum cu voi să vorbesc. Ați înțeles? Și nu mă opriți. Că dacă eu am emoții, eu am spus, săptămâna trecută v-am sunat, v-am rugat frumos, dați să rezolvăm întrebarea. Este întrebare. Și credeți-mă că și eu, o grămadă de lume este ca mine, numai că ei nu știu. Să duc să fac ce și-am făcut eu. Totuși, dacă asta e lege, e pentru tot și trebuie Parlamentul sesizat să mă zic ce lege. Eu m-am dus... Înțeleg, pretura se poate adresa și Guvernul și Parlamentul. E clar, dar eu, înainte de a mă duce la minister, eu am fost adresă. Și au zis că nu s-a adresat. Dar nu suspendă executarea norii. Nu suspendă, rămâne obligatorie pentru schimbă. Eu mă lămuriesc, pe mine nu mă interesează, eu nu din state, procesul tehnic inițiativă durează, chiar să modific ce lege, cu tăiești guvern. Dar nu trebuie să executăm și am numit. Compromis, vicepretorul să adresează, chemați atunci persoana care se ocupă cu așa ceva. Știți și, domnule, ascultați-mă pe mine. Doamna Silvia, de 3 luni mă duce de nas. Scrie, fașă, ca la urmă, ne-a dat și telefonul mobil. Și acum eu în prezența dumneavoastră sun, la mine telefonul e scris în lista neagră. La asistența socială tot așa. Fiindcă cu așa persoane ca mine nu vor să duc tratative, nu vor să iasă la legătură și de atâta v-am sunat. Poate ați fost foarte emotivă și insistentă. E clar, dar cu eu altfel nu pot. Eu consider dumneavoastră să faceți părere greșită. Uitați-vă, este doamna Buzundeană, este specialist în secția administrației publice, care o să notez, doleanță dumneavoastră, vreți, dacă puteți încă o dată să spuneți concret cum vreți. Sau sintetizați dumneavoastră, ca să înțeleți ce vrea, nu? Da, dumneavoastră vrea ca să fie sintetizat ministerul în privința Ministerului Sănătății Sociale. Da, ele sunt împreună. Da, fie sintetizat în privința persoanelor cu dizabilități, rudele lor care le supraveghează, să poată primi ajutorul social fără ca să oferi ore de muncă în folos comunitar. Corect? Nu, nu e corect. Acolo este ordin. În ordinul și ăla sunt cumpli. Doamna Silvia, vă rog frumos, spuneți ordinul. Am înțeles că e chiar lege, nu ordin. Este lege și este acolo sunt trei puncte. Categorii care sunt acceptate. Da. Hai să mai adaugi. Eu să lămuresc. Și vreți să adaugi. Și vreți să adaugi. Eu de la dumneavoastră nu vreau să adaugi. Vreți să mai adaugi o categorie. Și vreau să fie adăugat punctul cu dizabilitate. Că acolo nu este scris punctul cu dizabilitate. Am înțeles. Vreți să mai adaugi o categorie. Ești un copil. Am înțeles.
gravid, nu am știu, înțeles, acolo... vreți să adaugeți, da, categoria dumneavoastră. Cu dizabilitate. Nu, plus punctul, da, cu dizabilitate. Da. Nu, dar care e efectul dacă nu prestați munca asta? Ce se întâmplă? Nu vă dă ajutorul pentru copil? Nu, dar eu nu cer ajutor copilului. Nu-i de copilului, exact. Sau na, și el e matur deja. Că eu spus că noi suntem familie. Și dacă eu nu mă duc să fac lucrări, lui nu-i să dea. Înțelegi? Exact, ăsta e efectul. Ăsta e efectul. Da, să lămuresc. Da, nu strigați că și eu mă enervez. Noi sesizăm ca pretur, ca organ administrației publice locale, da? Sesizăm Ministerul de Profil, Protecție Sociale, da? Până acum n-ați făcut asta. Noi să facem chestia asta. Așa, poate de asta se nervează. Da. Dar nu schimbă situația dacă Ministerul modifică și completează ori de bază. Trebuie modificat legislația. Ați văzut că în regim de urgență îi poate modifica orice cod? Trebuie modificat și regulamentul de bază al Guvernului între executare legii prin ajutor social. Asta durează ca timp. Dar noi avem acum dosarul dumneavoastră, noi trebuie să punem în executare. Noi, ca grup de lucru la pretură, am transmis documentele respective conform legislației la Direcția Asistență Socială. Dacă ceri dumneavoastră, noi sesizăm, dar asta nu soluționează întrebarea, adică noi mai departe să executăm. Dar asta, ca tehnic legislativ, o să dureze tare mult, mă gândesc. Poate să dureze foarte puțin, două săptămâni și în prima ședință a Parlamentului, de ce? Nu, dacă ne ducem cu un protest la Parlament, ești decidere. Se elaborează proiectul de lege prin modificare. Se elaborează într-o noapte, în două ore, se introduce un aliniat acolo. Dacă vor... Cum? Dizabilități, oameni buni și cât de... Exact. Iarăși vin într-o zi. Eventual, dacă e posibil, poate nu-i cazul, poate nu-i cazul. Deci, da, nu, iată aici, stop, doamna Silvia, v-am spus că v-am sunat și v-am spus la medicul de familie, și da. Și eu și v-am spus că am intrat la șef, ca să rezolv întrebarea care mi-a făcut. Și la dânsul în ochi erau scris dolari. Eu dolari nu plătesc pentru certificatele lui. El a spus că nu, dacă îi dădem dolari, era scris. Deci noi credeți că copilul are dizabilitate severă, da? Eu nu cred severă, dar eu am spus și mai repet, este registrat la poliție. Dacă trebuie iați sau ce? Așa. Dacă nu e normal. Și de ce s-a calificat pentru gradul de dizabilitate severă? Înțelegeți cum? Dar faceți demers oficial, scris, fără să vedeți ochii cu dolarii șefului. Și ei să vă dea răspuns în scris. Și chiar dacă e șef, înregistrați demersul la cancelarie sau trimiteți prin poștă cu scrisoare recomandată și e obligat să vă răspundă. Că dacă nu mergem cu cratița și la el, poate între timp îl dă afară și vine o femeie de treabă în locul lui. Am un lămuresc încă și toate. Pentru că eu nu putem da vina pe ochii omului, că orice impresie putem avea despre ochii oricui. Domnule, când el a plecat, când mergea la spitalul de psihiatrie în aprilie anul ăsta, el singur s-a dus. Adică el a venit singur în starea și e când el a înțeles că el trebuie să ducă la spital. Băiat. Dar acum, eu trebuie să aștept el iar să vii în starea și ea, că numai când el numerește în spital, eu pot să... Da. Dar acum eu trebuie să-l duc cu deasâla, trebuie să mă rog. Nu gândiți că așa... Asta, asta vă spun, dacă vreți, vorbim și cu medicul de familie care pe noi ne cunoaște, cazul, cunoaște am bine. Și la dânsul e așa e boala lui. Și eu acum trebuie cumva ori să-l prind, să-l închid, să-l duc, ca să stea comisia asta. Nu de atât că eu nu vreau, dar de atât că e așa situația. Și asta este dumneavoastră. În baza documentelor. După spital, cu documentele, după la comisie. La comisie fără om. Dar el a spus expertizii psihiatrice integrale, adică da, s-a spus la spital psihiatrie, staționar. A fost la câteva zile, monitorizează activitatea lui și numai de fapt. Eu acum, dacă am fost la spital psihiatrie, eu trebuie să revin în
Agravată, da. Nu. Ai cotizat. Nici specialiști odată stabilesc arestarea. Ascultați-mă pe mine. Eu din 2005 am persoana asta, care eu știu, eu pot scrie disertație despre boala ta. Înțelegeți? Și dumneavoastră, o persoană, când nu aveți idee, mă învățați cum trebuie să-ți fac. Eu știu pentru așa că eu... Omul spune ce prevede legea. Are capacitate de exercițiu? Nu are, limitat. Nu e limitat, gata, din 17 ați anulat, ați anulat cutiela, gata. Ce are buletin, decide el dacă vrea. Acum vine 2, în aprilie, când eu mi-e ultima dată și mă trebuie la cine ești la cutiela. Acum, 1-1-2, nu te duce la cutiela, până nu ai sta pacientul, nu spune da. Sau dacă e violent și prezintă pericol public. În baza unei decizii de judecată. Mi-a scădeți omul, că nu înțelegi ce vorbește. Piciorul dumneavoastră primește singur pensia lui de invaliditate personal, da? E până 17, stați o secundă, în 18. Acum, el primește singur? El acum singur, da. Este conștient că el primește pensia de invaliditate? El este conștient, dar el trebuie de dânsul de avut grijă. El poate să iei banii și să-i duc să-i dăie, cum odată într-o zi și 800 de lei. Bine, dar el e conștient că el merge regulat și ia banii primește, la da? La dânsul banii este card. Nu îi scoate la bancomat. Da. E conștient. Dar dumneavoastră înțelegeți că omul ăsta ia cam nu așa? Și zice multe altfel. Apoi din cauza dumneavoastră trebuie schimbat gradul de invaliditate, dacă considerați că situația lui mai gravă. Dar nu mă duc eu schimb nimic, eu v-am spus și vă mai repet, gata, nu mai fac nimic. Când o să fie internat, o să cere să fac și expertiză. Atunci când ați fi, când internat, dar până și cu ocazia asta poate o să-i schimbați și gradul de invaliditate. Deocamdată reieșiți din situația existentă. Când ați lăsat la Ministerul Sănătății, trebuie solicitați lucrul ăsta, să-l internezi la spitalul psihiatrie, să fie supus expertizii psihiatrice, dar nu să fie modificat regulamentul, trebuie să fie cu mult mai simplu. Eu am venit la prieteni. Dar nu se modifică legislația pentru cazul domnului Chesă. Legislația nu se modifică după voința cuiva. Da. Legislația se modifică după o analiză amplă a situației. Dar mă tot vrei, nu se modificăm legea cu tărâi de guvern, din prijină domnului Chesă. Eu nu modificați, eu nu cer ca dumneavoastră să modificați. Dar eu v-am rugat frumos să vă adresați, să introduc punctul. Și îmi pare foarte simplu, dar chiar dacă juristul nu vrea, dar domnul vicepretor a zis că da. Și o să trimită, dacă nu o să trimită, o să întrebăm la noi. Da, de acord, dar noi trebuie să executăm legea. De acord, bun. Împotriva poporului. Eu nu mă împotriva poporului, eu spun legea. Împotriva la persoane cu dizabilități. Eu cu dânsul nu mai vreau să vorbesc. Și eu vă rog frumos, nu mai vorbesc. Eu vorbesc pe lege, cum e. Cum ați vă spune? Tot Dorian Baică. Dorian, frate-mă. Dorian, frate-mă. Vă rog frumos, vă rog până în pământ. O promis că o să adresez. O promis că o să adresez. Deja am discutat subiectul ăsta. Și vreau să am și eu la sentimenteți ori un xerox, ori să vin să primesc, că adică dacă voi ați executat cerințele mele, ori nu știu cum să vă mai spun. Dumneavoastră sunteți reprezentantul legal a piciorului dumneavoastră, conform actelor, careva acte. Parcă l-am murit. Dacă are capacitate de exercițiu, el e reprezentantul propriu. El trebuie zilă singur, de trebuie să ai procur dumneavoastră. Da. Așa, în șoche, dar așa e regulă. O secundă, înseamnă că voi mă iar îmi puneți problema? Dar mă ta vrei pe lege, să mergi pe lege cu mă, că mă ta nu pot să vii acum. Acum înseamnă că el trebuie să vii și ai și aici. Da, și-o procur să vieți. Atificat notarial la dumneavoastră. Dar pe el are capacitate. Înseamnă că eu îl scot de la mine, de la propiscă. Treaba dumneavoastră. Și vă-l aduc la dumneavoastră în pritură și vă-l dă în primire, dragul meu. Și-a luat la dumneavoastră acasă, acasă și mi-a înscris la propiscă. Nu știu. Dacă nici am salata, eu am scot de la propiscă. Eu categoric vă spun. Și vă spun destul de serios. Dacă voi ați spus problema asta, eu fac lucrul ăsta. Și-am lăs în drum. Chiar dacă e fișoră, dar e fișoră dumneavoastră. Stați, să aibă grijă. Câți ani are? Câți ani are? 36. A, deci el o vreme a fost sănătos, după aceea... De 15 ani suferă. La mine asta e temă pe mult, dacă cuiva interesant ne așezăm, discutăm. Bun, mi-e clară situația. Doamna Chesar, noi am ajuns la două concluzii.
prima concluzie, că noi vom face solicitarea conform competenței. Toate că doamna Silvia a spus că trebuie el. Și a doua concluzie, că dumneavoastră nu ați executat orele de muncă, respectiv dumneavoastră nu veți obține bani. Asta e procedura. Nu, eu nu vreau bani. Eu nu am ajuns la concluziile astea. Stați o lecție, că numai și doamna Silvia a spus că el trebuie să vină. Înseamnă că tot el trebuie să presteze și muncile. Nu. Dar de ce mama? Dați-vă lămuriți. Acum și specialistul să explice. Stai să ascultăm și specialistul. La noi e dialog. Ei sunt o familie, ei locuiesc împreună. El are statut oficial. El este persoană cu grad de dizabilitate. Beneficiară, da. Nu, el e statut oficial, e persoană cu grad de dizabilitate. El beneficiază de pensie pentru grad de dizabilitate. Dumnezeu, ei locuiește cu ficiorul într-un apartament, dar nu are statut. Ea nici nu lucrează, nu e cu grad de dizabilitate, doamna Chiesa, nici nimic n-are, nici nu e la pensie, n-are niciun statut oficial. Și adică din... Nu, eu sunt deja munce. Sunteți angajată. Nu, eu sunt... Dacă e înregistrată la bursa muncii, șomer. Și un statut oficial de neangajat. Eu sunt la statut oficial, eu știu legea. Tot categorie vulnerabilă. Da. Păi da. Statutul vulnerabil care acum sunt la oficii forțe de muncă, e că aș trebui să execute aceste activități de interes comunitar. 7 ore pe lună. 7 ore pe lună, domnul Oleg. 7 ore pe lună. Și beneficiau, bine mersi în continuare, de acest suport financiar oferit. Și de când îi se suspendă suportul ăsta financiar? De cât timp îi suspendă? Luna trecută s-a suspendat. Și până nu lucrează 7 ore pe lună, nu o să primească ce? Cât? Deja iară la oficiul forțe de muncă, deja iară va depune cerere și deja de-am nou trebuie să ne vii de acolo de mers. În fiecare lună îți decide așa, da? Dar dumneavoastră cum puteți lăsa copilul așa singur în casă, dar nu puteți lucra munca comunitară? Domnul Burlacu, eu cu data la 3 luni. O dată la 3 luni, asta e periodicitatea. Numărul de ore, asta depinde cum e... locuința, ce venit, care-i pensia, cum se iau orele, ce astea știți din... Am înțeles. Da. Nu matematică, o comisie, deci da, factorul uman și tot așa, am înțeles. Da, acolo sunt mai mult. Nu, e o comisie, acolo este strict un o persoană. Da, persoană bine. Care vine și face tot asta. Și... Că doamna Chisar, dacă vine aceste 7 ore le executa... Deci băiatul acum pe card nu primește bani pentru că mama nu lucrează 7 ore pe lună. Nu, o indemnizație suplimentară. O indemnizație suplimentară. Am înțeles. Clar. Ajutorul social. Cât era pe lună? Cât era la dumneavoastră pe lună? 320. Iată, pentru asta atâta ceartă. Da. Am înțeles. Da. Dumnezeu de cât îmbla prin toate instituțiile, că se modifice legea, după dumnezeu ei... Dar dacă e principial, eu tot așa. Eu și pentru 3 lei pot să mă cer. Dar mie nu trebuie 300 lei a voștri, mie trebuie să-i dați la iarnă încălzirea. Și atât. Eu banii voștri nu-i vreau. Deci ăștia erau 300 de lei doar pentru sezonul de încălzire, da? Dar iarnă-s 40 de ore. 40 de ore, fiindcă îți dă 700 de lei. Doamna, nu vrea să pui până la capăt. Dar iarna 40 de ore, corect? Cât mai mult lucrez, cât mai mult plătesc, așa e simplu, da, în capitalism. Nu, dar eu v-am spus și voi mai spun. Eu nu am să mă duc la loc și v-am mai doamna deși. Am înțeles, clar. Faptul că noi toți trebuie să respectăm legislația. Da, chiar dacă e nedreaptă, cerem schimbarea ei. Chiar dacă nu ne place, trebuie să cerem schimbarea ei, dar trebuie să o respectăm până se schimbe. Dar eu nu primesc bani, eu nu folosesc bani. Am înțeles. Cred că am finisat cazul, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu.